Salutare, dragii mei! Astăzi, Viața bate filmul a ajuns în Botoșani. Ce facem noi aici? Facem o plimbare, în primul rând, și vrem să vorbim despre alții care fac plimbări mai lungi, cum ar fi Franța-România. Probabil ați ghicit, vorbim despre romii care au fost expulzați din Franța și au fost trimiși înapoi în țările lor de unde au plecat, în România sau poate în Bulgaria, că și ei îi iau pe al lor. Haideți să vedem ce părere are botoșăneanul despre romii care sunt trimiși înapoi acasă. Da, nu știu, n-am mers în străinătate, n-ar putea să vă spun. Nu, no, nu, dar nu știu ce să vă spun. Ca țigane. Nu sunt văzut bine deloc. Nu sunt văzut cu ai buni. Pentru faptul cum se comportă, cum... Exact țigani. Și eu am fost în excursie și au spus că la noi este o țară de țigani. Toți, pe toți ne-au făcut țigani, nu numai pe țigani. Prost și foarte prost. De ce? În imaginea pe care o creează. Dacă și vine rom de la român. Da, așa e pe tot. Am tot. Dar chiar români de ăștia, dacă merg prin Italia, dar zic, îi faci țigani. Că e rasismul ăsta. Face rasism. Da. Pentru că îi ia pe toți, îi catalogalizează pe toți la un loc. Și spune, păi, e român, e țigan, e țigan. De asta. Păi da, după cum mergem, când mergem în excursii, cu jențele, cu exact ca țiganii cum merg acum. Nu asta, da? Acum țiganii se duc și cerșesc, fură și pentru asta suntem rău văzut. Dacă tai cablu și îl fură de la calea ferată, în Franța, cum s-a întâmplat cazul acela, păi cum să nu-i expulzez? Dar chiar eu nu sunt de acord. Țiganii și nu le mai spui romi că ne faci de râs. Țigani să le spui. Români noi suntem și de ce să zic romi? Țigani. Romi, romi. 50%. Cinstit, nu? Dacă noi am educat noi și să-i eduși alții. Asta e o măsură abuzivă. Poate să fie o... Atunci, libera circulație a cetățeanului? Eu știu, eu făcut de acolo, eu trimis înapoi la noi și pleacă înapoi acolo, așa că nu a făcut nimic bun. Numai că le-a dat bani ca să aibă de drum. Să-i pui la muncă, nu cum spune și eu, abă să-l ideai la supermarket, la ce să-i dea acolo ca să furi? Să-i pui la muncă, să muncească, muncește românul nostru în construcții, muncește, unde îl pune, nu? Care-i muncitor? Să-i pui și pe dânsul, să muncească, nu numai cu cerșătul. E oameni sănătoși și cerșesc. Și sunt bolnavi care sărași n-au cu ce trăi și vreau să muncească. Nu mi se pare corect. Și ei tot fac parte din Uniunea Europeană ca și noi. Deci trebuie să-i accepti ca și pe noi. Sigur, dacă sunt nomazi. Nu m-au venit și iar pleacă. Doar asta e. Li dă bani de drum, deplasare. Îi dă vreo 300 de euro, parcă am auzit. Și ei imediat pleacă înapoi. Chiar dacă nu pleacă în Franța, pleacă în alte țări. Pleacă înapoi în Franța, nu e nicio problemă pentru așa. Aici, noi suntem să aici să mai... să completeze, cum se spune. Duc acolo, că ești mai bogați ca noi. Sunt cear, că ei nu sunt învățați cu munca și sunt ori. La cerșul ca să trăiască de pomană pe euro, sigur că le convine. Asta-i. La români și românul care muncește, cum se spun, e înjosit din cauza lor. Chiar dacă sunt corecți, sunt care sunt români, cum suntem, na, majoritatea românilor. Suntem și credincioși, suntem și cu bun sânt, dar din cauza lor ne vede rău pe noi când mergem acolo. Asta-i. 90% da. Condițiile care li se oferă acolo, sau posibilitatea de a trăi care li se oferă acolo, față de ceea ce se oferă în țară. Prin educație. Se duce, se iei ca educație și cu măsuri restrictive. Așa numai să-i rogi frumos, nu cred că se poate. Trebuie învățat să muncească. Că dacă mergi în altă țară și te ții numai de furat, sau de furi de prin magazine, din prin casă, atunci ești văzut ca gunoiul societății. Și ei trebuie să facă un plan de
de exemplu, de școlarizare a romilor, așa, și să-i poată integra în muncă, că altfel degeaba ne năcăjăm așa, că e permanent, fură, așa. Asta m-am uitat, nu știu, în realitate ei n-au nici dar o muncă, așa. M-am uitat mulți cum sunt prin centrul ăla vechi pe acolo, stau degeaba, stau și niște vlașgane așa bine făcuți. Nu le place să muncească, probabil, eu mă gândesc. Nu știu, integrarea lor, eu știu, nu știu. Ei tot timpul, de fapt, ei sunt popor nomad. Ei sunt oameni fără țară. Și ei unde găsesc acolo să... Da, bineînțeles, loc de mai bine. Noi ne mulțumim așa cum suntem, dar ei nu se mulțumesc. Ei vor tot mai mult. De ce? A fost cândva o vorbă că a plecat, da, așa au rămas. Dar nu vreau să spun că... Așa, să nu spună că... Ce se poate face? Să nu le mai idee, domnule, statului dă venituri, că ei au drepturi și școli gratuite și facultăți gratuite și la români și nu le dă. De exemplu, la copiii noștri, la români. Să le facă drepturi cum le dă lor degeaba, ajutoare de la stat, atâtea, și le face să ne facă și nouă, la copiii noștri, nu? Nu numai țigani, ei nu au muncit niciodată, eu stat numai cu fratul. Și acum tot lor să le dea și mai pune romi. Să nu mai pui romi, domnule, stai și să-i pui țigani. Romi ne lesă că ne face de râs destul. Nu știu, ar trebui să li se ofere mai multe posibilitate de studiu, să li se oblige, să fie obligat să facă lucrul ăsta și, pe urmă, în timp o să vadă și rezultate altfel. Stați că nici eu nu m-am hotărât. La noi în România sau înapoi în Franța? Nu e interzis. Au voie să se întoarcă oricând. Ați văzut și voi ce părere are locuitorul din Botoșani despre situația asta. Imaginea noastră este asociată cu cea a romilor. De ce? Pot fi multe motive, de la denumire, de la locul de unde provin. Ce se poate face? Aici e mai greu. Proiecte, educație. Ați văzut, cei mai mulți au spus că este foarte importantă școala și educarea lor. Eu știu, vom vedea. Până atunci, toate bune și frumoase. Plecăm, muncim, ne întoarcem, aducem bani. Nu contează, noi să fim fericiți. Dacă aveți vreo idee pentru emisiune, trimiteți un SMS la 0744-238-830. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, din Botoșani, Andrei. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei, Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța.